Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. Numele meu este Marius Petre și în clipul de azi vreau să vă ofer câteva idei cum vă puteți reduce cheltuielile în ceea ce privește creditele bancare sau datoriile. Și vreau să vă menționez de la început că aceste idei funcționează, le-am aplicat și au fost foarte ok, mi-au redus foarte mult din cheltuieli. Dar nu este important doar să asculți aceste informații, ci trebuie să le și aplici. Și vreau să vă mulțumesc celor care îmi susțineți acest proiect printr-o abonare, un like, bineînțeles un share dacă vreți să dați mai departe, ca mult mai mulți oameni să se poată folosi de aceste informații, zic eu, de calitate. Și făcând o mică introducere, ca să încercăm să economisim pe cât de mult posibil, nu este ceva rău, este ceva bun. Poți folosi bănuții respectivi la orice altceva util, să nu aruncăm banii, adică îi salvăm dintr-o parte, dar îi aruncăm pe fereastră în partea cealaltă. Nu. Bănuții respectiv putem să-i folosim fie în investiții, fie în dezvoltarea noastră personală, fie pentru un anumit obiectiv pe care ni l-am propus. Adică nu salvezi din credite și arunci pe țigări. Nu salvezi din cheltuielile cu casa și arunci pe un tricou pe care scrie, mai știu eu, Hugo Boss sau chestii de acest gen. Nu, asta deja ți-ai pierdut timpul inutil urmărind astfel de clipuri. Bun, dar haideți să o luăm pas cu pas și să luăm primul punct din acest clip. Și anume, caută să închizi cât mai repede posibil cardurile de credit sau creditele de nevoi personale. Acestea două au dobânzi foarte mari, 10, 12, 15, 20%, ceea ce îți scoate bani din buzunar într-un mod haotic. Tu aici vei pierde foarte mult. Cu cât vei căuta să le închizi într-un timp cât mai scurt, cu atât este în beneficiul tău. Deci dacă în acest moment tu ai card de credit sau credit de nevoi personale, ajustează-ți orice cheltuială. Poți aici pe canal găsești un playlist unde îți oferi informații cum să îți reduci din cheltuieli foarte mult. Și rămâi pe canal abonat pentru că vor urma multe alte idei cum vei putea să îți reduci din cheltuieli. Întrerup acest clip pentru a te informa că am pregătit pentru tine câteva linkuri în secțiunea de descriere a acestui clip care sper eu să te ajute. Fie că vorbim de a obține o acțiune gratis pe platforma celor de la Trading 212 în valoare de până la $100, fie că vorbim de platforma celor de la Revolut sau eToro. Ba mai mult decât atât, vei găsi și linkuri care te pot ajuta să-ți faci cumpărăturile cu reduceri substanțiale. Doar uite-te în secțiunea de descriere și vezi dacă ceva se potrivește pentru tine. Și închideți aceste două surse de a stoarce bani de la tine. Cardurile de credit și creditele de nevoi personale. Punctul numărul 2. Caută să faci plăți anticipate în momentul în care ai o ipotecă. Îți dau un exemplu. Eu am ipotecă în Olanda. Rata lunară este în jur de 820 de euro. Dar ce vreau să înțelegi este că în primii ani tu plătești mai multă dobândă decât suma inițială. Eu plătesc 360 de euro din suma inițială împrumutată pentru casă, iar restul de 400 și ceva, aproape 500 de euro este dobânda. Dar eu fac plăți anticipate și atunci reduc perioada. Și totodată acea dobândă dispare. Același lucru poți să faci și tu. De exemplu, în luna ianuarie nu fac plată de 820 de euro, ci fac plată de 1200 de euro. Și îmi reduce foarte mult din perioadă, chiar din lunile următoare. Dar nu căuta scuze. Astea sunt lucruri care îți scot banii din buzunar. Sunt Ceea ce îți oferi sunt idei utile pentru tine. Nu există chestia că nu mi-ajung banii. Îți bugetezi cheltuielile. Va fi surprinzător să vezi câți bani arunci pe fereastră. Am făcut acest lucru și am observat că lunar aruncam poate chiar 10% din venitul familiei. Inutil! Găsești aici pe canal informații cum poți să-ți reduci aceste cheltuieli. Bun, punctul numărul 3. Nu lua credit niciodată pentru mașină, telefon, îmbrăcăminte, încălțăminte, vacanțe, alte cumpărături sau cadouri. Este o idee foarte proastă să faci acest lucru și haideți să o luăm pas cu pas. Dacă tu vrei să iei un credit pentru mașină și valoarea mașinii respective este 10.000 de euro, tu poate vei avea o sumă totală de returnat către bancă de 11.500 de euro. Am luat o sumă aleatorie. Ideea este alta. Tu acest credit îl ai pentru următorii 5 ani. Deci tu trebuie să restitui băncii 11.500 de euro. Valoarea inițială a mașinii a fost 10.000 de euro. După 5 ani, adică la terminarea achitării acestui credit, mașina ta poate mai valorează doar 3.000 de euro. Deci tu ai plătit 11.500, iei decizia să o vinzi după 5 ani și mai obții doar 3.000 de euro, asta înseamnă că tu ai pierdut 8.500 de euro în această perioadă, în 5 ani. Dacă e să calculezi 8.500 de euro în 5 ani, înseamnă mai mult de 1.500 de euro pe an, bani pe care tu i-ai aruncat doar din devalorizarea mașini. Nu mai vorbim de impozite, nu mai vorbim de asigurări, nu mai vorbim de cheltuieli cu mașina. O să fac un clip special să vezi. Mașina este la oaltă cu casa, cei doi factori care te înclină către a pierde foarte mulți bani. Dar toate la timpul lor o să ofer și aceste informații. La fel, telefon, nu mai discut. Un iPhone iese acum și este 1.400 de euro. Tu vrei să iei credit și trebuie să restitui băncii 1.600-1.700, după un an iPhone-ul respectiv mai valorează 4.500 de euro. Felicitări, dacă vrei să iei astfel de credite, ai toate șansele să te duci cât mai mult înspre panta pierzanii, să-i eviți pe cât de mult posibil să rămână banii în buzunarul tău. Nu mai vorbim haine, vacanțe, cumpărături, cadouri, ăsta deja se subînțelege că este o prostie să iei credite pentru așa ceva. Ba mai mult decât atât, caută să-ți urmărești cheltuielile. Și cum poți face asta? Eu pot să-ți ofer ceea ce folosesc eu. Eu folosesc card de la Revolut. Am și aplicație pe telefon, iar lunar îmi trimit un raport și pot să văd unde s-au dus cei mai mulți bani. De exemplu, am avut lună în care ieșirile în oraș au însumat o sumă foarte mare și am zis, ok, luna viitoare trebuie să reduc ieșirile în oraș sau cumpărături fashion, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, chestii de gen, haine, îmbrăcăminte, da, în fine, înțelegeți voi. Și luna următoare am înțeles că alea trebuiesc evitate pe cât de mult posibil. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă aceste informații ție îți sunt de folos, tu poți să-mi mulțumești printr-un like la acest clip, bineînțeles printr-o abonare. Și mai mult decât atât, urmărește secțiunea descriere pentru că ai foarte multe linkuri în care eu îți ofer posibilitatea să cumperi produse mult mai ieftine, cu reduceri chiar și de până la 70%. Eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor!